Salutare, dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Prostituatele sunt prezente în toate culturile și țările. Imaginea și percepția lor diferă de la o țară la alta. Dacă ne gândim bine, știm că o prostituată tânără și frumoasă va avea o carieră de succes. însă oare până la ce vârstă? Și când se va retrage și nu neapărat din nevoie, ci din lipsa de clienți? Azi vă prezint povestea prostituatei care are succes chiar și la 85 de ani. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să sprijiniți canalul și cu un like. Și la Vogelcup este cunoscută drept cea mai bătrână prostituată din Marea Britanie și poate cea mai în vârstă din lume. În 2014 ea mai lucra la vârsta de 85 de ani și atunci cerea 250 de euro pe oră. Au început să lucreze cu doar 4 ani înainte, adică pe la 81 de ani, după ce a murit cel de-al doilea soț. Pur și simplu se simtea singură și iubea sexul, așa că a decis să transforme acest lucru într-o afacere. Lucrătoarea sexuală se întâlnește cu 10 clienți în fiecare săptămână și spune că știe că este foarte sexy și iubește modul în care văd bărbații ceva special în ea. Și la încă mai poartă fustă mini la 85 de ani, bretele și tocuri. Și nu vrea să renunțe la deloc la această meserie. Spune că o iubește. Voi ce părere aveți de această femeie? Ați oferit 250 de euro pentru o experiență cu ea sau cu o femeie mai în vârstă asemănătoare? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe like și toate cele bune până la următorul clip.